cizmulițele. Un copil la grădiniță încerca să își încalțe cizmulițele. Pentru că nu se descurca, a cerut ajutor educatoarei. Cu tot trasul și împinsul, cizmulițele nu voiau nici de cum să intre. Până când a reușit totuși să îl încalțe, educatoarei i-au apărut broboane de transpirație pe frunte. De aceea aproape că i-au dat lacrimile când copilul i-a zis: "Doamna, dar sunt puse invers." Într-adevăr, erau pe picior greșit. Nu a fost cu nimic mai ușor să-i scoate cizmulițele decât să-i le pună. Totuși, a reușit să-și păstreze calmul până când cizmulițele erau iar încălțate, tot cu sudoare pe frunte, dar de data aceasta așa cum trebuia. Însă atunci băiețelul a zis: "Cizmulițele astea nu sunt ale mele." În loc să-l întrebe: "Îți cunoști cizmulițele? Acestea sunt cele cu care ai venit de acasă?" Educatoarea și-a mușcat buza și încă o dată s-a chinuit să-l descalțe. Când s-a terminat chinul descălțatului, băiețelul i-a spus: "Sunt cizmulițele fratelui meu. Mama mi-a zis să le încalți pe astea azi." Acum ea nu mai știa ce să facă, să plângă sau să râdă. A reușit totuși să strângă suficientă răbdare pentru a se lupta din nou cu cizmulițele. Când în sfârșit l-a încălțat, înainte de a-l trimite afară la joacă, l-a întrebat: "Și acum unde îți sunt mănușile? Trebuie să ți le iei pe mâini ca să poți ieși afară." Răspunsul: "L-am băgat în cizmulițe ca să nu le pierd." Educatoarea s-a uitat la el și a început să râdă. "Știi ce înseamnă asta? Încă un descălțat și un încălțat!"